Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Corina Costea. Începe chiar acum Focus Hunedoara. Să urmărim care sunt cele mai importante informații din județul nostru. A fost depistat primul caz de coronavirus în România, mai exact în județul Gorj, limitrof cu Hunedoara. Situația este urmărită cu atenție de autoritățile hunedorene, în acest sens, întrunindu-se din nou Comitetul Județean pentru Situații de Urgență. Prefectul Vasilică Poteca a convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență în vederea aprobării planului de măsuri pentru gestionarea infecțiilor cu coronavirus COVID-19 pe teritoriul județului Hunedoara. În cadrul ședinței s-au stabilit, printre altele, situația în care se aplică izolarea la domiciliu, care se referă la persoane revenite în județ din 13 localități din Italia. Preventiv, aceeași măsură se va impune și celor care au fost în China continentală în momentul de față, nefiind vorba despre așa ceva. Conform prefectului Vasilică Poteca, la ora actuală sunt 21 de hunedoreni izolați la domiciliu și nu s-a impus vreo situație de carantină. În ceea ce privește carantinarea, ca să fac să stabilesc exact locurile conform dispoziției Ministerului Sănătății, care spune că e cameră prevăzută cu baie o singură persoană, deci ca să ne încadrăm în acest standard. Și doi, a doua chestiune pe care o facem este toți pașii necesari pentru izolarea la domiciliu. În cazul persoanelor care vin din afara celor 13 orașe, avem 21 de persoane care sunt izolați la domiciliu. La nivel național sau județ? La noi județ, vorbesc. Reamintim că în județul Hunedoara nu sunt cazuri de coronavirus.